Strada Răzoarelor și Pictor Grigorescu. Aceste două străzi au căzut în urma codului roșu pe care l-am avut în perioada de iarnă. Am obținut banii de la guvern și acum suntem în faza de execuție. În principiu, luna viitoare, pe 15, noi ar trebui să terminăm ambele străzi. Cel puțin așa au garantat constructorul. Aici avem, suntem pe strada Ilie Chirescu. Deci aceasta este o lucrare pe situații de urgență. În perioada de iarnă, această stradă a căzut, s-a dus pe cea acasă. Făceam institut comandament pentru situații de urgență, am fost la prefectură, la nivel de județ, de grea. Să reface infrastructura ca să nu mai existe probleme. Da, deci o facem de la zero tot, da. Cu trotuar, cu... Super. Cu tot. Înseamnă că va fi o lucrare mare. Da, băieții de aici îi mutăm în partea cealaltă. Da, că ei știu ce au de făcut. Și aia este o lucrare foarte grea. Financiar e 80%. Ce a fost mai greu s-a terminat. Ce mai este de făcut din acela? Refăcut infrastructura străzii. Am văzut că încă mai sunt proptele, trebuie să usuce cimentul sau ceva. Nu, asta e cofragul, să toarnă acum. În 10-15 minute începe turnarea la ultimul tronson. După aia băieții de aici se duc la celălalt și vin alții care să refacă carosabil. Mult a fost, puțin a rămas. Nu prea, mai e încă pe atât. Nu, aici. Aici, da. Ce vedeți aici pe mese, înseamnă producție. Așa că trebuie să înțeleagă că ne mișcăm. Degeaba era răutăcioasă doamna mea de mai devreme. Uitați, aceasta este dovada. Serile astea acum au fost înființate, ci nu pe proiectul pe care cineva nici măcar nu l-a gândit.
Am avut o doamnă răutăcioasă. În ce stadiu sunteți? Deci gata, i-ați dat drumul, funcționează? Da, clar. Recepția a fost făcută pentru ele ca și produs, pentru sere. După cum vedeți, avem și producție proprie. Suntem foarte mândri de ele pentru că am început să mergem și în oraș să plantăm din producția noastră proprie. Ne-am chinuit cu ele un pic pentru că au fost în celelalte module de sere mai vechi și le-am strâns. Acum le-am extins, le îmbunătățim cât putem cu pământ vegetal nou. Suntem în procedură de transport de pământ vegetal și îl aducem de la o distanță foarte mare. Dar asta nu ne împiedică să vă arătăm și celelalte tronsoane unde am început să așezăm pământul vegetal pentru partea de jos, unde florile vor fi plantate pe sol. Aici sunt mesele de producție, da, unde vom avea ghivece și după cum se vede își vor lua apă atât cât le trebuie, pentru că așa au fost ele proiectate, dar partea de sol pe care vă arăt în celelalte tronsoane este deja, începe să fie pregătită și dăm drumul producției și pe sol și așa cum ne-am propus. Să, în ceretare, și avem de când să comercializăm și în celelalte localități limitrofe Cernavodă, tot așa pentru atâmpuri. În afară de faptul că dorim să ne împrumusețăm orașul cu florile produse la noi, o să dăm și celorlalți care își doresc, de ce nu? Pentru că ele sunt foarte scumpe, florile sunt foarte scumpe și numai noi știm. Dai o grămadă de bani pentru câteva luni de zile. Panseluțe, celebrele panseluțe. Da, da. Și am zis, doamne, mai bine le producem noi. Va fi plin orașul cu florile produse la noi în sere și de ce nu? Să nu putem comercializa și în celelalte orașe de pe lângă noi.